Rugăciunii către Sfântul Nichifor Leprosul, vindecătorul de coronavirus. Sfinții ne iubesc cu aceeași dragoste cu care ne iubește Dumnezeu. Ei sunt casnicii lui Dumnezeu și prietenii noștri. La dânsii apelăm când trecem prin necazuri, când suntem în primejdii, în ispite și în dureri. Sfântul Nichifor Leprosul este un sfânt recent la care ne putem ruga în vremea acestei pandemii. El s-a arătat unui creștin din Atena și a spus să transmită lumii să nu se teamă. De altfel, mesajul bisericii, care este și mesajul lui Hristos în orice situație dificilă, acesta este: nu vă temeți! Să le transmiteți oamenilor să nu se teamă de coronavirus, chiar dacă se va îmbolnăvi cineva, să mă cheme în rugăciune, iar eu îl voi vindeca. Sfântul Nichifor a apărut în vis și unei femei din Bulgaria, căreia i-a spus cum să ne apărăm împotriva coronavirusului. Cu rugăciune, cu sfânta împărtășanie și cu participarea la slujbele bisericii, a pomenit și de un leac natural la îndemâna tuturor. Avertizați pe toți creștinii să se roage mie în mod repetat. Există și un leac și aceasta este sfânta împărtășanie. Există și o plantă medicinală, cimbrul, care ucide virus. Sfântul Nichifor Leprosul, după cum îi spune și numele, a suferit de lepră. S-a născut în Creta, a rămas orfan de mic, iar în adolescență s-a îmbolnăvit de lepră. Toată viața sa a fost o mucenicie. S-a călugărit la 26 de ani, dedicându-și viața slujirii celor bolnavi asemenea lui. Se purta ca și cum nu era bolnav, ci sănătos. A deprins rugăciunea lui Isus și pe toți îi învață să se roage neîncetat. Acatistul Sfântului Nichifor Leprosul aduce multă liniștire, curaj și credință în suflet. Dă mângâiere celor îndurerați și alungă frica de moarte. Rugăciune către Sfântul Nichifor Leprosul, vindecătorul de coronavirus. Doamne, care prin rânduiala ta cea sfântă, ți-ai ales prieteni dintre oameni ca să mijlocească nouă cererile, te rugăm, primește rugăciunile Preacuratei Maicii tale, ale Sfântului Nichifor Leprosul, mulpătimitorul, și ale tuturor sfinților tăi, pentru ca tot omul cel încercat, sufletește și trupește, să primească mila ta toate vindecătoare, iertarea păcatelor și sfântă și nefățarnică credință. Apără țara aceasta și poporul ei, păstrând vie până la a doua venire a ta dragostea ce-ți supoartă, cinstind pe Preacurata Maica ta și pe toți sfinții care, slăvindu-te, să ne mântuim. Amin. Rugăciunea celui cuprins de teamă și îngrijorare. Sfinte Părinte Nichifor cel Lepros, iată că spaima și panica și cumplita frică de moarte mă încolțesc, tulburându-mi sufletul și trupul. Nimic din cele ale lumii nu mai are putere să-mi aducă liniște și să facă să încetez învolburarea și vacarmul lăuntric. De aceea vin înaintea ta, aflând că pe tine te-a dăruit Dumnezeu ca ocrotitor și izbăvitor în vremea acestei boli. Miluiește și tămăduiește neputința mea lăuntrică și slăbozește-mă din puterea noianului de gânduri și îngrijorări, căci am înălțat prin frică Babilonul lor, socotind că Dumnezeu nu mai poartă grijă de lume și de fiecare om în parte. Învață-mă a aduce înaintea Domnului tot ce trăiesc lăuntric, ca astfel să nu mă mai ascund în cotloanele cele întunecate ale îndepărtării de Dumnezeu, și fie ca făcând astfel să mi se lumineze cu lumina cunoștinței și sufletul și trupul spre însănătoșire deplină, dar și spre încredințarea că Domnul Hristos veșnic mă iubește, nemărginit mai mult decât o voi putea face eu vreodată. Amin. Rugăciune de încredințare în mâinile lui Dumnezeu. Cuvioase Părinte Nichifor cel Lepros, tu ai trecut prin cumplita boala leprei, iar prin răbdarea și mulțumirea ta către Domnul, te-ai umplut de lumină dumnezeiască și te-ai făcut asemenea sfinților mucenici. Curățește-mă și pe mine de lepra împătimirilor după ce le pământești, ca izbăvindu-se sufletul din îndulcirea cea rea, să se izbăvească de duhoarea stricăciunii și a deznădejdii, pe care am lucrat-o în fiecare zi a mea, socotindu-l pe Dumnezeu a fi undeva departe și indiferent. Ajută-mă ca măcar acum să-l văd, înțelegându-i cuvintele, ca astfel să mă găsesc pe mine însumi
cel care nu am încetat să mă risipesc în mulțime de deșertăciuni și lucruri de nimic. Pune în mine putere ca să izbândesc în adâncimea lăutrică și schimbarea cea bună a minții și astfel cu dragoste și recunoștință să-mi încredințez deplin viața în mâinile Domnului, săvârșind aceasta în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciune pentru cei în suferință și pentru cei care slujesc pe bolnavi. Sfinte, Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă, cuprinzându-ne, acoperă-ne pe toți, cu darul preasfântului Duh și sădește în sufletele noastre sămânța cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Risipește urăciunea răcelii sufletești cele pline de egoism, ca luminându-ne cu binecuvântată mărinimie sufletească, să-i purtăm pe toți în îmbrățișarea noastră lăuntrică și cu rugăciune să primim suspinele și durerile tuturor celor care se află în boală, ori în grea mâhnire. Ajută-ne ca nu cumva cu molima fricii și a patimilor noastre întunecate să îi îmbolnăvim pe cei care, din dragoste pentru aproapele, îl slujesc cu jertfelnicie, iar lor tuturor dăruiește-le putere și înțelepciune ca prin tot ceea ce vor săvârși să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om. Încă te rugăm, Sfinte Nichifor cel Lepros, primește-i și mijlocește-i pe toți cei care, prin această boală, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, trecând prin veacul cel neclătinat și nepieritor. Amin.